Bună ziua, domnule Boia! Mă bucur să vă întâlnesc din nou aici, în studio, la noi. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Noua dumneavoastră carte se numește Un joc fără reguli, Imprevizibilitatea istoriei. Abia a ieșit din tipografie. Care e intenția acestei cărți și cui se adresează ea? Pentru ce și pentru cine ați scris-o? Bine, intenția este aceea de a spune câte ceva, de a spune ce am eu în cap cu privire la, la istorie. Vedeți aici un paradox. Uh, istoricii nu prea sunt preocupați de istorie. Sunt preocupați fiecare de subiectul lui. Primul război mondial, uh, nu știu, prăbușirea Imperiului Roman, uh, Neoliticul mm. sau ce vreți, spun la întâmplare. Dar sunt foarte puțini istorici care se spună întrebări cu privire la istorie în ansamblu, adică la, la domeniul pe care îl reprezintă, care sunt uh, regulile, dacă sunt, care sunt limitele, ce, ce înseamnă, ce înseamnă de fapt istorie. Ar fi foarte interesant de făcut un sondaj între istorici cu întrebarea asta, ce este istoria, să dea fiecare o definiție. Am aflat foarte multe lucruri la care nici nu ne gândim și unele de-a dreptul amuzante. Ori, uh, prima distinție care trebuie făcută, pentru a înțelege despre ce e vorba. Cu asta am început și, și cartea. De fapt, am început-o cu tabloul acela lui Magrit, care reprezintă o pipă și legenda, care intrigă pe mulți, susține pazi în pipă asta, nu e o pipă. Și atunci omul spune, cum nu e o pipă? Uite că e o pipă, zău, e o pipă? Ea încearcă să fumezi cu ea și o să vezi cât de pipă este. Nu este o pipă, e reprezentarea unei pipe, care seamănă foarte bine cu o pipă, dar, în esență. E altceva, e un tablou, nu este obiectul pe care îl reprezintă. Or asta e valabil și pentru istorie și încă în și mai mare măsură că pipa lui Magrit e o treabă simplă, nu? Pe când istoria e tot ce mai mai vast, mai complex, mai amestecat, mai complicat, cum vreți să spuneți. Și atunci, cu privire la istorie, noi avem tot felul de reprezentări și asta e distinția care trebuie făcută între istoria adevărată, istoria cu I mare, am zis, și diversele noastre reprezentări. Istoria ca reprezentare a istoriei adevărate. Istoria adevărată este una. Istoriile astea, reprezentările astea, istorie, istorii cu imic, cum să spun, astea sunt nenumărate. Sigur că ele sunt în legătură cu, cu, istoria, cu istoria adevărată. Însă trebuie să dăm două definiții diferite. Istoria cu ei mare, ce este istoria, este trecutul. Tot trecutul, în deplinătatea, în deplinătatea lui. Ce e istoria sau ce sunt istoriile cu imic, sunt reprezentări ale trecutului și nu privesc numai trecutul, adică trebuie să interogăm neapărat și prezentul. Istoria cu imic e, de fapt, discursul prezentului despre trecut. Modul cum prezentul se raportează la trecut. Uh, are Hegel undeva. Uh, uh, istoria este tribunalul lumii. Uh, ne judecăm lumea prin. Uh, și cumva e adevărat ceva. Judecăm da, lumea prin. Sigur că judecăm lumea istorie. prin istorie, fiindcă altceva nu avem. Deci istoria e singurul lucru pe care îl avem. Fiindcă tot ce s-a petrecut până astăzi intră în această istorie. Dar teza principală a cărții este faptul că nu putem prevedea, nu, putem avea diferite scenarii, dar nu putem prevedea cu certitudine ca în științele exacte să spunem că un fenomen sau un eveniment va, va apărea. Da, și în această privință am căutat să fac o distinție cât mai cât mai pertinentă între istoria cu i mare și istoriile cu, cu i mic când se petrece translația asta dinspre istoria cu imare mare la istoriile noastre mai mici, astea sunt, sunt nenumărate. Ghizo spunea și sunt 200 de ani de atunci că există 100 de feluri de a face istorie. Între timp s-a mai îmbogățit colecția acestor și mie de feluri sau potențial vorbind sunt, sunt nesfârșite. Iar una dintre distințiile care trebuie făcute privește siguranța interpretării istorice în ist istoria astea cu I mic. Deci istoricul explică totul. Istoria cu I mic are mult mai multă coerență decât istoria, istoria adevărată. Istoricul e un mare poritor de coerență. Deci el simplifică mai întâi, extrage ce crede că este semnificativ din istoria cea mare, că nu, nu, nu poate să o care pe toată, cum să spun, între în, copertele unei cărți sau chiar între zidurile celei mai mari biblioteci din lume, nu mai întâi de toate, nu încape istoria cea mare. Deci istoricul alege, simplifică și infuzează foarte, mult, foarte, multă coerență. Cauzele lucrurilor sunt, devin mult mai simple și în același timp mai riguroase, chiar mai rigide în interpretările noastre e, istorice. Și de asta am pus sub semnul întrebării, raportându-mă mereu la istoria cea mare, unde nu știm ce se întâmplă. Pe când istoricii știu foarte bine ce se întâmplă. Bine, știu foarte bine ce se întâmplă după ce s-a întâmplat. Pe mine m-ar interesa dacă un istoric e capabil cu o zi înainte ca lucrurile să se întâmple, să spună, uite, asta e situația, asta sunt cauzele, astea sunt elementele care intră în discuție, din asta se naște ziua de mâine. Și să vă spun eu, istoricul, care e ziua de mâine? Bun, unii mai spun din când în când, dar greșesc de fiecare dată. Deci mereu se întâmplă ceea ce nu te aștepți sau chiar dacă se întâmplă și o parte din ceea ce te aștepți, sunt atâtea lucruri la care nu te-ai gândit încât amalgama ăsta, cuprinde și previziuni corecte, că până la urmă o mai nimerești, cum să spun, însă, însă în ansamblu nu avem cum să, cum să intuim viitorul. Nici măcar, nici măcar viitorul de pe o zi pe alta. Uitați-vă acum cu alegerile din Statele Unite. Sigur, a mai fost câte unul care a zis că o să iasă Trump, dar nu prea a fost luată în serios varianta asta. Deci aproape toată lumea credea cu tărie, cu strășnicie, că victorioasă va fi contracandidata lui, lui Trump. Și lucrurile s-au dovedit exact invers. Sau mai înainte, povestea cu Brexit-ul, iarăși. Nu se credea, nici măcar cei care au susținut în Marea Britanie ieșirea țărilor din, din Uniunea Europeană, nu credeau chiar că o să câștige. Și uite că au câștigat. Și uite, sunt mai două exemple, dar câte se întâmplă dacă privim dinspre anul, dinspre anul trecut, spre anul ăsta, tot ce s-a întâmplat în Uniunea Europeană și Brexitul, dar toate disensiunile care au ieșit la iveală între nord și sud, între răsărit și a pus de la o țară la alta, acum să spun, aproape că nu se mai înțeleg între ei membrii Uniunii Europene. Or, așa ceva nu n a fost, n -a fost prevăzut. Pur și simplu a izbunit, a izbunit la un moment dat. Și lucrurile par din ce în ce mai, mai impredictibile din Spuneți istoria, fiindcă sunteți dumneavoastră, sunteți sigur că istoria se accelerează. Adică e un. Păi bine, nu, ca... nu cred că spun un lucru ieșit din comun, că istoria se accelerează. Asta se vede cu ochiul liber, vede, vede oricine că se accelerează. Întrebarea e tot accelerându-se unde, unde o să ajungem dacă nu ne lovim de un zid la un moment dat. Sigur, istoria se accelerează și în același timp se. factorii care acționează în istorie sunt mai numeroase, diversifică. Oamenii, chiar omul simplu are un cuvânt de spus care se face mai, mai bine auzit, socotind tot ce se întâmplă pe internet, cum să spun. Deci o grămadă, o grămadă de opinii, de asemenea tot internetul ajută la o mobilizare rapidă a unora sau a altora în funcție de credințele și de proiectele, și căruia. Nu, sunt, sunt convins de asta. Nu e o mare notă de originalitate când spun că istoria se, se accelerează. Și, și devine, ea oricum e imprevizibilă, dar devine și mai imprevizibilă. Alegerea lui Trump e un exemplu. Eu nu sunt deloc încântat că a ieșit Trump, de fapt, nu asta discutăm acum, ce ne place sau nu ne place în chestiunea asta. Însă mi-a făcut un mare serviciu Trump cu victoria asta lui, fiindcă tocmai scrisesem despre <laughs> tocmai faptul că, că istoria că... este imprevizibilă. Și dacă eu o demonstrație perfectă a acestei afirmații, uite, Trump a venit cu ea. Eu, citind cartea, m-am gândit că poate fiecare eveniment istoric are factorii lui determinați, determinanți și că. Uh, dar că nu există niciun factor care să ex, uh, unic care să să explice orice de, eveniment. De încă o dată, nici, nici clima, nici eu știu, poziția geografică, forțele de producție, nici nu, care de, ideile. Deci încă o dată, în chestiunea asta foarte încurcată a cauzalității, istorice simplifică foarte tare și atunci îți vin cu câteva cauze. Mai țineți minte, nu știu dacă îmi de orele de istorie la, la școală temă, care vreți, Revoluția franceză, profesorul scrie pe tablă, face schema, schema la tablă. Deci, chiar și ideea asta, că la alte materii nu m-am întâlnit cu metodologia asta la istorie, însă, tot timpul cât am fost elev și apoi am văzut și în inspecțiile, pe care inspecții de grad, cum procedează uh, alți și alți profesori și uh, era la un moment dat aproape obligatorie schema asta și primul punct erau cauzele. Cauzele Revoluției Franceze. 1, 2, 3, 4. De unde știe profesorul care sunt cauzele Revoluției Franceze? Bine, știe că le-a citit în cărți, cum să spun. Dar de unde știu cei care au scris cărțile respective? Ele sunt plauzibile, firește, dar uh, reprezintă totuși o mare simplificare și o infuzie, o infuzie de coerență. minte, uh, istoria foarte, foarte amestecată, nu? Discuții în această carte despre cauzele primului război mondial. Bun, multă vreme s-a zis că sunt uh, forțele mari aici care au intrat în acțiune, confruntările dintre marile puteri, naționalismele, iarăși s-au confruntat. Bineînțeles că astea sunt printre, printre cauze, dar mi-am pus și eu o întrebare. A cauzele mici, uh, date multă vreme la o parte de istoric, asta nu este serios să discutăm despre cauzele mici, despre întâmplări, despre. Uh, istoria e făcută de uh, mari, forțe. mari forțe economice, sociale și așa mai departe. Sigur că e făcută și de astea. Mai că e făcută de un amestec care, în realitate, e mult mai complicat și cuprinde mult mai mult decât uh, uh, ne, spun, uh, ne spun istoricii. Așa că, cu privire la primul război mondial, bine, dacă n-ar fi fost atentatul de la Sarajevo, sau dacă ar fi fost atentatul, dar n-ar fi reușit, cum să spun. E clar că nu începea războiul atunci, în vara lui 1914, mai ales că lumea era foarte relaxată. Pusese câțiva ani de mari tensiuni, cele două războaie balcanice, dar, dar toate pusese rezolvate până la urmă prin negocieri. Și acum toți ziceau că își trag sufletul în faimoasa vară anului 1914, împăratul Germaniei, Kaiserul, era într-o croazieră de plăcere pe nu mai știu, Marea Baltică sau unde a fi fost el, și în sfârșit era să vară, lumea se relaxa. Și deodată atentatul de la Sarajevo cu, cu, toate, cu toate urmările. Bun, sunt istorici am auzit, spunând, chiar dacă n-ar fost atentatul de la Sarajevo, primul război mondial trebuia să izbucnească. Dar de unde știu ei că trebuia să izbucnească? Noi știm o singură istorie care e cu atentatul de la Sarajevo. Și eu... Consider că, că nu e sigur să rezolvaseră uh, conflicte și mai complicate până, până în 1914. Uh, e uite că de data asta a intervenit atentatul, după aia a intervenit o bâlbăială diplomatică, uh, nimeni n a procedat cum trebuie, cum să spun. Uh, nu aveau încredere unii în alții și asta și e un factor mai important decât expansionismul, nu știu, germanilor și nu numai a lor. Uh, sigur că există și tendința asta războinică de cucerire, de, de, de a-l împinge pe celălalt într-o poziție subordonată față de tine și așa mai departe. Dar, încă o dată, eu nu sunt deloc sigur că fără atentatul de la Sarajevo am fi avut primul război mondial. Poate l-am fi avut peste câtva timp între alte coordonate, că n-ar mai fi fost aceeași aceeași poveste. Adevărul că nu știm, bineînțeles, istoria s-a petrecut într-un singur fel. Și de aici, istoricii trag concluzii foarte rigide. Or, eu zic că dacă istoria s-a petrecut într-un anume fel, putea să se petreacă și al minter, chiar cu aceleași, cu aceleași cauze, dar combinându-se altfel, fiind altfel tratate, cum să spun. Aveți un mic capitol și despre apariția civilizației occidentale? ca ceva Da, eu, eu am, am scris și... o, o carte despre asta. În exemplele date m-am referit. Nu exclusiv, dar în bună măsură la cărți pe care deja le-am scris, însă privind acum lucrurile din perspectiva a ceea ce am vrut să fac, să demonstrez în cartea asta. Da, civilizația occidentală izbucnește la un moment dat, cum să spun, se distanțează de celelalte. În fond, Occidentul a creat lumea în care trăim. Sigur că acum e politic corect să zici că nu numai Occidentul, că și alții, că și chinezii, neapărat chinezii acum. Și vezi foarte bine cum... Istoria e privită dinspre prezent. Până acum 100 de ani sau 50 de ani, nimeni n-ar fi spus că această țară imensă, dar cam închisă în ea, nu? China, ar fi avut, nu știu ce, influență în istoria, în istoria globală. Acum, fiindcă în prezent China e atât de importantă în ceea ce se întâmplă în contextul globalizării actuale, imediat vin unii istorici și zic, că să privim și spre trecut. Dar de ce nu China? De ce doar Occidentul? Sau Occidentul, câte rele a făcut, Inchiziția, Comerțul cu sclav și așa mai departe. Bun, dar una peste alta, realitatea e că lumea de astăzi este creația civilizației occidentale și a spune numai a civilizației occidentale. Sigur că Occidentul au luat elemente și de la alții. De, de la chinez dacă vrei. Praful de pușcă, tiparul, busola. Foarte multe lucruri le, le inventaseră chinezii, numai că. Ele n-au condus omenirea spre o nouă formulă de civilizație. Occidentul a preluat și de la alții, dar a preluat făcând ca lucrurile să se lege într-un anume fel și să ne conducă spre, spre, lumea, spre lumea în care trăim. Al capitol este despre despre apariția României, care putea sau putea să nu se producă. Nu era, da, spune sper, nu era scrisă în stele. Sper să nu fie un șoc ce am scris eu pentru unii naționaliști ai noștri. Nu, nu e vorba numai de România, e vorba de orice se întâmplă în istorie. Putea să se întâmple, dovadă că s-a întâmplat, dar putea să nu se întâmple. Nu, în ce privește România, e totuși un lucru foarte interesant. Sigur că românii au vrut să facă România, dacă n-ar fi vrut ei, nu erau să împingă alții să realizeze statul, statul acesta român, însă nu puteau să o facă, erau prea mici, erau cele două principate, Moldova și țara românească, cine le lua în serios acum discutând, între, între marile imperii, deci toată zona asta intrase în componența marilor imperii, Imperiul Otoman, Imperiul Rus și... Imperiul Habsburgic, Imperiul Austro-Ungar. Și pe lângă astea, exact în locul unde se întâlneau frontierele acestor imperii, două, două principate, țara românească și Moldova, pe care nimeni nu le lua în seamă, bineînțeles, erau mult prea mici, prea, prea neînsemnate. Ori atunci s-a petrecut fuziunea, la mijlocul secolului al XIX-lea, între proiectul românesc al patrioților noștri, generația faimoasă de la 1848, și politica Franței, politica celui de-al doilea imperiu, al lui Napoleon al iii care a vrut Napoleon al iii să șteargă consecințele înfrângerii unchiului său, Napoleon, împăratul Napoleon, primul dintre ei. Și în politica asta europeană, unde Franța începe să se manifeste foarte activ, intră și chestiunea, chestiunea principatelor în contextul războiului Crimei, n-are rost să povestesc toate astea, că pot fi în cartea mea. Însă dacă n-ar fi fost contextul acela, nu, nu știu cum n-ar fi, fi reușit uh, principatele să facă, să facă unirea de la 1859, fiindcă Imperiul Otoman se opunea, Imperiul Hasburgzic se opunea, Marea Britanie se opunea, fiindcă ținea foarte mult la integritatea Imperiului Otoman pentru asigurarea unui echilibru de putere dacă loveai prea mult în imperiul otoman se ridica Rusia și exact asta nu vrea Marea Britanie iar rușii nici ei n-aveau vreun interes însă au jucat atunci cum le-au cântat, le cântat francezii la conferința de pace de la Paris în 1856 și, și în anii următori fiindcă francezii au tratat mult mai bine decât se așteptau și bine treacă, treacă de la ei de la Rusă susțină și ei și au susținut unirea principatelor după aceea și-au revenit cum să spun în 1866 deja se stricase buna înțelegerea lor cu francezii. În 1866 a fost o mișcare separatistă la Iași, după detronarea lui Cuza și înainte de venirea lui, lui Carol I, susținută, susținută de Rusia. De, deci s-au securat românii și au reușit să facă mica România atunci la 1859, ia la 1918 a sus o petre pe carp. României au atât de mult noroc încât nu mai au nevoie de oameni politici, într-adevăr. România a intrat în război alături de Antanta pentru Transilvania, Transilvania plus Bucovina, dar nu și pentru Basarabia. România a avut un, un noroc formidabil. Sigur că a avut un noroc grefat pe o anume atitudine națională și patriotică, deci românii vroiau să, cu adevărat să facă România mare, însă dacă nu i-a ajutat istoria, n-ar fi reușit și gata. Să revenim puțin la, la prezent uh, și la felul cum uh, cum istoria servește, uh, sau e, e uh, omisă uh, pentru anumite interese, scopuri uh, politice. Dați exemplu, acesta al originilor creștine ale Europei și um, Spuneți că au ocolit acesta adevăr pe diferite motive de oportunitate politică, cum ar fi <coughs> să nu-i jignim pe ceilalți, corespunde pur și simplu unui fals prin omisiune. Păi uh... mi, se pare, mi se pare evident, e clar că rădăcinile civilizației europene sunt, sunt creștine și creștinismul explică foarte mult din uh, modul cum s-a constituit civilizația occidentală. Sigur că astăzi sunt lucruri care contează mult, mult mai puțin. Dar asta nu înseamnă că nu au contat în istorie. Și ce facem cu istoria acum? Chiar o deformăm? Oricum o privim dinspre prezent, că nu avem de unde să o privim decât dinspre prezent, dar cel puțin să nu o deformăm cu bună știință, pe motive cum ar fi asta de corectitudine politică. Poate că lucrurile care se întâmplă și alegerile lui Trump și ofensiva populismului poate au legătură și cu uh, presiunea aceasta a um, corectitudinii politice. Poate da, în Statele Unite e clar că ăsta a fost un, un motiv, dar nu știm ce va urma. Deci, încă o dată, uh, viitorul, viitorul este imprevizibil. Deci, faptul că s-a petrecut Brexit-ul, faptul că Statele Unite s-a petrecut acum s-a petrecut, Do sunt lucruri care dovedesc această imprevizibilitate, dar asta funcționează și de acum înainte. Deci nu mă întrebați dacă exemplul lui Trump îți va găsi ecou și în Europa în și, și, și ce se anulitor, va întâmpla. Da. Nu că sunt unii care imediat, doamna lui Pan are acum toate șansele și nu știu ce. Poate că le are, poate că nu le are deloc, cum să spun. Deci... Sau în Germania, noi... Da, nu da, deci nu, 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 nu știm ce va fi. E normal să faci scenarii despre viitor, că trebuie să ai o orientare, încotro mergi, altfel mergi bezmetic, nu? sigur că trebuie să mergi într-o anumită direcție. Dar nu toată lumea trage în aceeași direcție. Și factorii care se combină în istorie sunt atât de mulți, încât nu, nu ai cum să-i să, să adun pe toți și să știi exact ce va, ce va rezulta din interacțiunea lor. Deci viitorul ne rămâne necunoscut. Slavă Domnului că e necunoscut, ar fi cumplit să știm exact ce se va petrece în viitor sau fiecare să știe exact ce se va petrece în viața, în viața personală până la moarte. Nici ai mai putea trăi în condițiile astea. Așa că vom avea parte de surprize. Eu, eu nu știu ce se va întâmpla, dar cred că nu greșesc spunând că se vor întâmpla mai multe. Tocmai fiindcă istoria s-a accelerat, tocmai fiindcă sunt tot mai mulți factori care intră în istorie, distanțele, distanțele au dispărut. Pentru prima oară în istorie, nu mai există practic distanțe. Te poți transporta fizic foarte repede dintr-un loc în altul, dar nici nu mai e nevoie să te transporti fizic, că toate legăturile se fac instantaneu prin internet, telefonie mobilă și, 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 to și toate astea. Deci sunt mulți factori care care arată că, că vom avea parte de multe de multe șocuri. În final, pentru că totuși e o carte cumva de filozofia istoriei și reprezintă concepția dumneavoastră despre istorie, o să vă pun câteva uh, scurte păi întrebări. Păi totul să uh, știu eu să răspund? De uh, Herodot sau Tucidide? Cine vă. <laughs> Știți ce am predat la Facultatea de Istorie timp de câteva decenii, istoria istoriografiei, așa că începeam cu, cu cei doi, cu istoriografia grecească antică, pe care îl prefer dintre ei, doamne, n-am asemenea preferințe. Sunt, sunt amândoi, se în amândoi la originea unei anumite istorii. Herodot la ceea ce am numit, sigur, nu era încă în timpul lui, dar ceea ce numim noi istoria civilizației sau a civilizațiilor, e foarte preocupat de cum trăiesc diverse popoare, deci modul lor de viață și toate astea. E părintele nu numai al istoriei, dar și al geografiei și al antropologiei. Adică e foarte... În ciuda primitivismului istoriilor lui Herodot, primitivism în sensul că e prima, în fond, e prima lucrare închegată de, de istorie, în ciuda acestei condiții primare, să spunem, e foarte deschis spre fenomenele de, de civilizație. Pe de altă parte, Tucidide scrie o istorie mult mai limitată, istoria războiului peloponeziac, stăpânește mult mai bine instrumentele de cercetare, e preocupat de cauze și așa mai departe. Deci amândoi au partea lor de modernitate sau de pre Pre modernitate. Și care ar fi istoricul dumneavoastră preferat, să zic așa, din, din istoricii mai de demult? Exact. Ca să fac o glumă, cel mai bine mă înțeleg cu mine însumi, cum să spun <laughs> în materie de istorie. <laughs> istoricul meu preferat? E, am trecut prin, prin multe preferințe, m-am ocupat cândva de aproape de școala de la ANAL, pe care o cam critic în cartea asta, dar ce vreți, au mai evoluat și ideile mele și perspectivele mele. Atunci îmi plăceau mult acești istorici, Lucien Febră și Marc Loc, fondatorii noi istorii franceze, Brodel, Duroa Durie și așa mai departe și așa mai departe. A fost o, școală, o școală istorică strălucită, zic, a fost, fiindcă nu mai, nu mai este nici pe departe ce, ce era în urmă cu o jumătate de secol. Uh, da, bine dintre istoricii români. Mi-a plăcut foarte mult când eram mai tânăr și asta înseamnă că e multă vreme de atunci, H.D. Bogdan Petrici cu H.D. Un care e un fantezist, dar poate tocmai de asta m-a atras că merge, merge, dincolo de, de istoria propriu-zisă. Eu nu știu ce să zic. Sunt atât de ocupat cu gândurile mele și cu cărțile mele, încât... Sau care ar fi istoricul pe care l-ați spune asta, acum ar, merita citit? Dintre istoricii români sau în general? În general, da. Asta trebuia să îmi puneți mai mult întrebarea ca să stau și să, <laughs> și să mă gândesc... Totuși, totuși, mă, mă, gândesc tot la Lucian Fevre, unul din fondatorii școlii de la Anal. Are o operă foarte, foarte interesantă și cu foarte, foarte multe deschideri. Le la Duri, iarăși, mi-a mi plăcut mult cândva. Aproape că nu mai am timp să mă gândesc sunt atât de preocupat cu ceea ce fac eu, încât <laughs> mărturisesc că mă gândesc mai puțin uh, la ceilalți. Există cicluri în istorie cicluri în istorie? Eu cred că nu există. E există în istoria aia cu imic, cum să spun, dar, în care există tot ce vrei și ce nu vrei. Nu, astea sunt construcții istoriografice, cicluri în istorie. S sunt unii care fac acum apropierea între ce se întâmplă în Europa cu invazia asta a islamului și mai știu eu, fac o paralelă cu Imperiul Roman. Că așa s-a prăbusit și Imperiul Roman, că va urma un amestec de etnii, de culturi și... Dar eu, eu nu cred în chestiile astea, adică nu cred că... Ciclurile ne conduc spre o faimoasă zicere, și anume, istoria se repetă. Deci eu nu cred că istoria se repetă, fiindcă nu are cum să se repete. Se, se repetă unele elemente, bun, poți să găsești asemănări, dar ziua de azi e întotdeauna diferită de ziua de mâine și, și, așa mai departe. Se poate povesti istoria sau înțelept ar fi să rămânem doar la o colecție de fapte analizate? Păi oricum o povestește, asta face istoricul, extrage o bucată, cum să spun, decupează din istoria mare, decupează o perioadă, o problematică, și bun, aranjează lucrurile într-un scenariu propriu, dar asta, istoria, istoria asta cu nimic, e adevărată într-un sens. În alt sens e mai puțin adevărată sau neadevărată. Adică mi-ar fi greu să-i pun o, o, etichetă, dacă mă întrebați, e adevărată sau neadevărată. E și adevărată și neadevărată, cum să spun. A povesti înseamnă totuși a, a da celui care citește sau care ascultă simțul timpului, simțul curgerii timpului. Istor, istoricul se preocupă cumva de, de, timp. Păi da, foarte bine. Încă o dată, istoria, istoria asta cu ei mic multiplele istorii, nu o să moară niciodată, fiindcă până la urmă nu ai altceva de, decât istoria, tot ce s-a petrecut în toate punctele de vedere, în toate privințele până astăzi, este istorie. Așa că vom avea întotdeauna un interes pentru, pentru istoria, asta ar fi culmea, să nu ne mai intereseze nimic din ce-a fost. Păi am fi complet, complet în aer, complet dezorientați dacă noi n-am ști până, până mai ieri ce s-a întâmplat pe lumea asta. Deci va rămâne istoria un obiect semnificativ de cercetare și va continua să fie prezentă. Nu va mai juca probabil rolul atât de important pe care l-a avut în secolul al XIX-lea, când s-au format națiunile, când s-au cristalizat ideologiile naționale. Atunci istoria devenise prima dintre științe, fiindcă vorbea despre identități. Și este exact epoca uh, conturării uh, identităților de tip, uh, de, de tip național. Deci acum nu mai are o semnificație chiar atât de mare. Uh, Asta ține iarăși de accelerarea istoriei. Suntem mult mai prinși în prezent și mult mai prinși în proiectele de viitor decât, de, decât în trecut. Dar mai ales în zona noastră a Europei, că e o zonă rămasă puțin în urmă din toate punctele de vedere, naționalismul istoriografic încă, încă mai are zile, zile bune, cum să spun. Până când se vor convinge și istoricii noștri că nu avem nevoie de istorie pentru a ne justifica nu știu ce drepturi. Deci nu din punctul ăsta de vedere e interesantă istoria. Rămâne interesantă din multe, multe puncte de vedere și multe perspective. Dar să ne iasă din cap ideea că, eu știu, dacă ne raportăm la Dacia, gata, am rezolvat problema României sau la Mihai Viteazul. Deci România este ceea ce este și e o națiune închegată, cum să spun, fără să fie, să fie nevoie să o sprijinim prin tot felul de episoade istorice cam trase de păr de, de către istorici. Da, fiindcă îi aud pe unii, unii care sunt foarte convins de unitatea națională românească încă din nebun Mediu. Nu, Mihai Viteaz a vrut să facă România și așa mai departe, dar care sunt într-o poziție falsă în prezent. Ați auzit în ultimile săptămâni, nu mi-a venit să cred și nu vreau să dau nume, dar unii care zic că România se va dezmembra. Acum, mâine, poimine, până, până, spunea cineva, până la Comemorarea Marii Uniri, deci mai avem uh, doi ani, uh, Transilvania va deveni independentă, restul se va federaliza, Moldova într-o bună zi va fi luată de ruși ca să se facă unitatea moldovenească ca lumea și așa mai departe, oamenii ăștia sunt inconștienți. deci pe deosebire de ei, privind spre trecut, eu nu afirm așa ceva, că ar fi existat o unitate, Dacia era un stat unitar, ei, să fim serioși, sau principatele din Evul Mediu, țara românească și Moldova, există până în secolul XIX o identitate moldovenească. Asta nu înseamnă că dacă zicem așa ceva, suntem, cum să spun, deblamat, fiindcă nu știu ce am încurcat astăzi, adică am susține și identitatea Republicii Moldova ca o identitate separată. Nu, că imediat se găsesc se, se, găsesc asemenea motive și asemenea acuze și toate conduc la Soros până la urmă. Ai, ești plătit de Soros dacă spui. Bine, eu spun că în Ebul Mediu și până în secolul al XIX-lea, Moldova este altceva decât țara românească. Moldovenii nu și-au spus niciodată români. Până în plin secol XIX și-au spus moldoveni. Nu? Miron Costin scrie o, o lucrare despre originile românilor în limbajul nostru, dar el o intitulează de neamul moldovenilor. Grigore Ureche vorbește despre limba noastră moldovenească și așa mai departe. Bun, dar în prezent suntem, suntem o națiune consolidată și nu trebuie să, să ne facem mereu griji, vai ce o să se întâmple cu, cu statul român, o să se dezmembreze. Nu se va dezmembra. Asta este... Istoria e un, e un proces, a ajuns la identitățile naționale în, în epoca modernă. La ce ne servește să, să deformăm trecutul pentru a susține ce? Asta a făcut-o sârbii cu Kosovo. nu? Acolo e în națiunii sârbe. O fi, probabil că este, dar nu mai folosește la nimic odată ce albanezii sunt 90%. S-a dus? Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta în Transilvania, să zicem. Și. Maghiarii, în loc să reprezinte în 1914 mai puțin de o treime din populație, în, rece, în timp ce România erau peste, peste jumătate. Dacă s-ar fi întâmplat ca Transilvania să fie maghiarizată, degeaba mai veneai cu uh, Decebal și cu Mihai Viteazul că nu-ți nu mai folosea la nimic. Deci, teritoriile care au intrat în componența diverselor state naționale după primul război mondial în virtutea acestui principiu au întregit statele naționale respective în virtutea existenței unei majorități a populației care asta asta a dorit deci românii la 1918 în Transilvania asta au dorit să se unească cu România n-are nicio legătură decât o legătură în imaginar, cum să spun, într-o mitologie națională. N-are treaba asta nicio legătură cu Traian și Decebal sau cu Mihai Viteazu. Are legătură cu alegerea pe care a făcut-o anume generație de români. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuții. Da, și eu vă mulțumesc.